Incendierea miriștilor, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile sau pajiști este interzisă, iar fermierii care recurg la astfel de practici sunt pasibili de sancțiuni care pot ajunge până la excluderea acestora de la plata subvențiilor, atrag atenția reprezentanții APIA Hunedoara. Statisticile demonstrează că, în ciuda interdicției și a sancțiunilor contravenționale aspre stabilite prin lege, mulți dintre fermierii hunedoreni încă apelează la incendierea terenurilor, metodă de curățare a acestora de resturile vegetale considerată ieftină din punct de vedere financiar, dar extrem de păguboasă pentru mediu și care nu de puține ori s-a soldat chiar și cu victime omenești. Pentru a stopa arderile necontrolate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, Garda Națională de Mediu și APIA Hunedoara au semnat un protocol de colaborare pentru a monitoriza acțiunile fermierilor. Dacă fermierul a provocat intenționat incendiul, acesta riscă să rămână fără subvenția de la APIA. Pentru a evita riscul de a fi penalizați, fermierii care nu au dat foc terenurilor, dar ale căror terenuri au ars din cauza parcelelor învecinate, trebuie să prezinte la APIA, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, o copie după sesizarea depusă și înregistrată la poliția locală.